Eurognosis Latina Essay Contest este un concurs local de creație în limba engleză care își propune să promoveze creativitatea, gândirea logică și încurajarea tehnicilor de conversație. Se adresează elevilor de gimnaziu și liceu, iar participarea este gratuită. The Hero of My Childhood este tema eseurilor pentru elevii claselor 5-8, iar liceenii vor trebui să realizeze o creație pe tema Heroes of Our Days. Lucrările vor fi depuse până pe data de 12 iunie la sediul școlii Eurognosis din strada Sevastopol, clădirea Old Proiect. Rezultatele vor fi făcute publice pe pagina de Facebook a școlii și la știrile Old TV de la 18:30 din data de 18 iunie. Concursul nu se încheie însă aici, pentru că pe 19 și 20 iunie va avea loc o probă orală pentru finaliști, în urma căreia va fi desemnat câte un câștigător pentru fiecare clasă. Festivitatea de premiere va avea loc pe 22 iunie la școala Eurognosis. Se vor acorda în total 7 burse de studiu, dar și 2 premii speciale din partea juriului, un loc în tabăra de limbi străine Eurognosis și un curs de limba engleză în cadrul școlii de vară din luna iulie.